Bună dimineața, București! Bună dimineața, București! Cu Alex Minculescu și Andreea Bratu. Bună dimineața, București! Păi e da, fix așa, aici e capitala, sunt eu, este Alex alături de noi și așa cum ți-am promis încă de azi dimineață, ni se alătură și Beatrice Bara, care ne spune povestea animației parodie Dumb Ways to Spread. Am spus-o și mai devreme, am văzut animația, am râs și am înțeles foarte clar mesajul. Bună dimineața, Beatrice! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că ești alături de noi și pentru început aș vrea să ne spui așa câte ceva despre tine ca să înțelegem cine ești și cine este mintea din spatele acestei povești. Păi, mă numesc Beatrice Bara sau Betty în lumea publicității. Am 20 de ani și sunt studentă la UCA în Anglia în cursul de publicitate creativă. Însă mintea în spatele acestei campaniei, scuzați, româna este, nu este limba mea nativă. Nu sunt eu, suntem o echipă întreagă. S-a întâmplat ca o întâmplare de noroc această idee. Stăteam pur și simplu în studioul nostru virtual pe Zoom în prima oră din anul nou pentru cursul nostru și vorbeam pur și simplu despre noile restricții, ce s-a întâmplat și noile provocări care o să le întâmpinăm cu pandemia, având în vedere că multă lume în Anglia și peste tot în lume va fi contra acestui vaccin. Una dintre colegiile mele din echipa care a făcut parte în această campanie studia campania Dumb Ways to Die originală pentru eseul ei de disertație care l-am avut toți de predat chiar în perioada aia. Și am făcut o asociație foarte rapidă, după care ne-am intrat pur și simplu toți pe acest proiect. Am discutat cu lectorul nostru care ne-a împins de la spate să vorbim cu colegii de la animație, să căutăm pe cineva care poate să chiar și cânte. Și a fost totul un blur, ca să spun în engleză. Păi hai să și traducem ce înseamnă, pentru cei care poate nu stăpânesc limba engleză, să înțeleagă și ironia din titlu, desigur. Da, titlul pleacă de la campania aia originală, care este despre siguranța căilor ferate, peluri proaste în care, nu, peluri tâmpite în care ai putea să mori. Stupide, dacă vrei. Stupide. Parodia noastră este despre împrăștierea virusului, feluri stupide în care ai putea să împrăștii acest virus. Păi hai să ne spui puțin, pentru cei care poate nu au apucat să vadă încă animația, cam care ar fi modalitățile stupide de a răspândi coronavirusul? Păi ce face această voastră campanie și campania originală să fie așa de aparte este că combina acest stil de artă foarte drăgălaș cu niște subiecte mai morbide și le ia pe cele mai exagerate, spre exemplu, nu știu, crearea măștii faciale dintr-o pereche de șosete vechi, până la lucrurile care chiar se încă întâmplă, spre exemplu, datul mâna sau ieșit în stradă la proteste cu anti-lockdown. Am văzut cineva care era chiar și într-o vacanță și făcea un selfie simpatic acolo. Special influencerii care pleacă în vacanță și ne fac în ciuda sunt absolut în impact. Betty, e oricum o parodie care e universală, dar nu se adresează doar unei țări sau alteia. E o chestiune care cuprinde întreg globul, îl poate acoperi. De altfel, voi ați avut în plan clar un lucru, nu neapărat să șocați, ci prin umor, prin ironie, prin animație, prin dinamică, să atrageți atenția asupra unui fenomen, dar v-ați așteptat ca oamenii să reacționeze pozitiv la chestiunea asta, să fie atât de implicați în proiect? Cât mai negativ posibil, de fapt. Și care a fost feedback-ul până la urmă? Am primit un feedback mult mai bun decât ne așteptam, exact. Ca să fiu sinceră, chiar nu... Vroiam să ajungem destul de virali, ca să zic așa, nu pot să zic că am ajuns virali, dar s-a răspândit foarte bine mesajul nostru. Ne aștepta pentru o campanie speculativă. Noi în cursul nostru de universitate nu am făcut niciodată ceva executat
ca o campanie adevărată care să chiar să și alerge în lumea reală, ca să zic așa. Și a fost, pentru prima oară am văzut practic reacția publicului asupra munca noastră, muncii noastre. Unde se găsește această animație? Pentru cei care n-au văzut-o, dar și-ar dori să o vadă. Mare parte pe YouTube. Căutați pur și simplu The Moist to Spread. Mm-hmm. Sigur a fost postată și pe Facebook pe undeva. Cu siguranță. Avem... Inclusiv pe pagina ta de Facebook. Poftim? Inclusiv pe pagina ta de Facebook putem găsi amănunte despre filmuleț și putem vedea. Nu am o pagină de Facebook în a mea, adică profilul meu, dar da, este acolo. Da, 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 pe profilul tău. Da. Ce urmează să mai faceți? Mai aveți în plan astfel de campanii în perioada pandemiei sau vă concentrați activitatea pe alte lucruri? Gata, s-a terminat, mesajul a plecat în lumea largă, facem și altceva. Urmează un episod 2? Episod 2, nu cred că o să fie episod 2. Sperăm să nu trebuiască să fie un episod 2. Acum toată lumea în curs se pregătește pentru proiectul de diplomă, care consistă în mai multe campanii alese de fiecare și aleg subiectele. Da, mai am niște campanii care au de-a face cu pandemia și cu, de fapt, efectele de post-pandemie, dar nu sunt legate de răspândirea virusului. Dar pentru acest proiect, Dumb Ways to Spread, mai aveți și alte planuri sau doar l-ați creat, l-ați arătat lumii și acum fie ce-o fie? Aveți de gând să, nu știu, să inițiați și alte lucruri cu acest proiect? Da, așteptăm acum. A fost înscris la o competiție de publicitate momentan și după aceasta vrem să continuăm cu această franciză, să postăm despre personajele fiecarea și... Să creăm ca o miniserie pe Instagram urmează. A, deci vezi, există o continuare. O mică continuare. Sperăm ca cum... și povestea să se încheie acolo. Să se încheie, așa ne dorim cu toții. Dacă povestea voastră s-a încheiat, probabil se va fi încheiat și pandemia. Cum mai e în Anglia în momentul de față? Cum se mai petrec lucrurile pe acolo? Am înțeles că s-au mai relaxat, premierul Boris Johnson a mers la bere, a dat semnalul revenirii ușor-ușor la viața normală. Cum resimțiți voi în momentul de față lucrurile? Chiar se simte această relaxare, lumea e mai puțin, cum să spun, înghețată despre aceste restricții, nu că nu se păstrează, dar se simte o altă cursivitate, nu mai se ferește lumea așa, cu frică. Da, se iese la puburi, dar în același timp, cel puțin în orașul în care stau, nu au fost ravagii peste aceste noi relaxări. Este mult mai bine decât în alte locuri în lume acum. Betty, ca să ne facem o idee, cam care au fost restricțiile din Marea Britanie, ca să putem compara cu ceea ce avem noi în România, pentru că am avut de foarte multe ori discuții așa în contradictoriu. Evident, toți oamenii sunt nemulțumiți, chiar și dacă ți se spune, mai uite, pe 2 ore n-ai voie să ieși din casă, tot va fi cineva care o să spună, dar nu-mi convine, mă deranjează, oferăm libertate. Ca să putem compara măsurile de restricție de la noi cu cele de la, din Marea Britanie, spune-ne un pic, ce n-ați avut voie să faceți în perioada asta? Eu mi-am petrecut marea majoritate din lockdown-ul ăsta în Viena, că am fost obligată să rămân acolo peste vacanța de Crăciun, unde am vizitat familia, dar s-a închis orașul și n-am mai putut să... Am putut să plec, am avut oportunitatea să plec în Anglia, dar nu aveam cale de întoarcere și am decis să rămân. Când m-am întors în UK, a fost acum 2 săptămâni și restricții erau, nu puteai să... te vezi înăuntru cu oameni. Ok. Magazinele se închid la ora 6. Nu ai restricție de ieșit afară, poți să ieși până la ce oră vrei pe stradă, nu te întreabă nimeni. Testele, normal, dacă ai simptome sau dacă intri în carantină. Eu am avut de făcut 3 teste. Când am intrat în țară, am fost trimisă prin poștă. A fost o experiență total interesantă, în special că m-a apelat guvernul în fiecare zi să se asigure că le fac. Ok. Rest atâta. Deci au fost restricții ceva mai dure față de ceea ce am
ce am avut, am experimentat noi în România în ultima perioadă. Bineînțeles că și acolo există nemulțumiri, dar uite, pe la voi s-au relaxat lucrurile, sperăm să se relaxeze și pe aici și să ajungem într-un final, nu știu, la capătul acestei pandemii, gata să se termine. Am spus-o de atâtea ori, nu ne dorim decât să treacă și să ne putem întoarce la viețile noastre în măsura în care se va putea, în măsura în care vom mai ști normalul de dinainte. Cine știe, chiar dacă ne pot reaminti aceste păpușele din animație, din desenul animat, de pandemie, nu v-ați gândit oare să apară și în format fizic, să se întrupeze practic în niște păpușele, exact ce am spus mai devreme? Pentru că sunt personaje simpatice. Mi-ar plăcea să-l am pe micul Trump sau pe micul Boris Johnson, nu m-am prins încă cine este. Da, ei sunt chiar favoriții de fani. Da, chiar. De asta am vrut să incorporăm și imagini găsite din lumea reală în videoclipul nostru. Dar da, sunt niște personaje destul de universale, indiferent cât de animate sunt ele. Universale, simpatice și chiar tu spuneai că cei care au urmărit animația au ales și personajul preferat, probabil. Fiecare s-a identificat sau nu neapărat, pur și simplu a plăcut mutrița. De aceea, nu știu, poate țineți seama de idee, n-o să cer drepturi de autor pentru ideea asta, dar păpușelele acestea ar putea fi simpatice și ar putea să ne amintească așa prin ce am trecut și să nu mai repetăm experiența. Păi, în linii mari, o să-ți dăm ție ultimul cuvânt, gândurile din Marea Britanie către ascultătorii București FM și către omenire în general, haz de necaz sau pur și simplu haz? Păi, ca să îmi răspund la rădăcinile mele românești, haz din necaz, normal. Este cel mai bun haz. E cel mai bun remediu uneori, mai facem și umor chiar dacă și mai și glumim chiar dacă situația uneori devine disperată. Vezi rădăcinile românești? Ce înseamnă rădăcini românești? Părinții mei și familia mea provin din România, dar am crescut în Viena. Bun. Am înțeles. Bun. Mulțumim mult, Betty, multă baftă pe mai departe. O să mă urmărim cu interes activitatea ta. Și nu uitați, ascultători de București FM, Dumb Ways to Spread, pe YouTube găsiți animația. Eu merg, apropo de păpușelele de care discutam mai devreme, eu merg pe mâna doamnei care cere tunsori, care vrea la coafor. Mi se pare fabuloasă. Mult succes, Betty! Mulțumesc! Vă țin succes la curent! Cu siguranță, baftă în continuare și ai grijă de tine.